Radu Banciu a criticat-o în repetate rânduri pe Ioana Cosma, jurnalista care a fost dată afară de la ProTV după 25 de ani de muncă. Este un fapt știut că bărbații au tendința de a fi mai răutăcioși cu femeile pe care le plac și prezentatorul este un exemplu în acest sens. În urmă cu ani buni, înainte de a se însura, visa să o facă soția sa pe colega de breaslă. A fost oprit de o altă prezentatoare de la Digi, care l-a demoralizat complet. Ajuns la 54 de ani, moderatorul de la Prima TV nu mai are nicio reținere să povestească de amorul neîmplinit al tinereții sale. În timpul emisiunii sale Fotbalul Inclusiv, un telespectator l-a întrebat direct: e adevărat că i-ați cerut mâna Ioanei Cosma? Pus în fața unei astfel de curiozități, jurnalistul a recunoscut că n-a apucat să vină cu inelul în fața Ioanei Cosma. Îl debusolase deja Oana Zamfir, care lucra la Digi. Spunându-i că are sute de cereri de acest fel, el s-a gândit că și Ioana Cosma îi va da un răspuns similar. Nu i-am cerut mâna, dar acum, dacă îmi aduceți aminte de chestia asta, nu mi-ar fi displăcut. Numai că nu avea sens. Acum nu bag mâna în foc că Ioana Cosma mi-ar fi răspuns cum mi-a răspuns fata de la Digi, Oana Zamfir, care mi-a zis odată: primesc în fiecare zi câteva sute de cereri în căsătorie. Eu nu i-am făcut cererea asta, nici nu mă așezasem la coadă. Nu în ideea că mi-ar fi displăcut sau nu, dar intuiam. Probabil că la fel s-ar fi întâmplat și cu Ioana Cosma. Dacă propuneai asta, clar că nu încăpeai de câte cereri existau, a spus Radu Banciu. De mai bine de două decenii, prezentatorul TV are o relație extrem de discretă cu Laura Maria. Infime sunt momentele în care sunt surprinși împreună, mai ales pentru că nu au timp unul de celălalt. Jurnalistul este nemulțumit de acest aspect, dar oricum nu vede farmecul real al unei căsnicii, conform spuselor sale. Soția sa este director de vânzări și marketing al unui hotel din centrul vechi al capitalei. I-a dăruit doi copii, o fată în vârstă de 17 ani și un băiat de 11 ani, despre care nu se știu detalii. Duc o viață discretă, în vreme ce el este mereu pe micile ecrane. Nu sunt adeptul căsniciilor. Consider că lumea nu mai este despre căsnicii. Căsnicia era pe vremea când terminai serviciul la 2:30 sau la 3. Aveai timp, aveai toată după amiaza, toată noaptea la dispoziție. Eu ajung acasă după miezul nopții, deci evident că lucrurile nu mai sunt la fel. Uneori mă așteaptă soția, uneori nu mă așteaptă, uneori nu mai vrea să mă aștepte, uneori aș vrea și nu se întâmplă. Nu dau vina pe nu e nimeni vinovat. Ar fi fost magic să rămânem la nostalgia aia. Noi ne-am imaginat în anii aceia că așa va fi. Ne vom ține de mână toată viața și că nu ne va despărți nimic, a spus Radu Banciu.